un alt buchet de melodii și sperăm că v-a plăcut și alegerea noastră împreună cu domnul primar și Consiliul Raional Ielovieni. Am dorit să vină acești frumoși artiști cunoscuți, bine cunoscuți în Republica Moldova și peste hotarele ei. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să confirmați prin aplauze. Vă mulțumim mult! Ne-ați întregit acest frumos festival Mărțișorul 2011 și cu cântecele dumneavoastră, cu frumusețea și talentul, sperăm că ne-ați adus și căldură nu numai în inimile noastre, dar și sperăm că va fi de mâine cald afară. Vă iubim, vă iubim, vă adorăm și vrem să vă mânăm pâine și sare. Pe urmă, domnul primar va vorbi, dar sunt eu un loc de suport. Cât mai repede că de vorbit, mă dorm mâinile. Maestru, stimați artiști, stimați ielovenieni, permiteți din numele dumneavoastră să felicităm acești maestri. Le dorim multă sănătate, pace și bine venit la Ieloveni în tot timpul. Domnul primar rămânează aceste frumoase, acești frumoși colaci copți aici la Ieloveni. Vreau să vă amintesc de acea vorbă care se spune prin satele Republicii noastre, că dacă cineva vine într-un sat și gustă din fântânile satului apă, nu mai pleacă de acolo. Noi vrem ca această pâine gustoasă să vă amintească și să vă îndrăgostească de Ieloveni și să mai veniți la noi. Stimați ielovenieni, într-adevăr, în seara aceasta ne-a făcut o mare plăcere domnul Suruceanu, că l-am așteptat de 4 ani de zile la Ieloveni. Deja la sfârșitul mandatului meu a sosit. Îmi pare ca să închid Casa de Cultură Pământ. Hei, eu am venit să mai fac un mandat de 4 ani. Aha. A să închid Casa de Cultură în Pământ de mea, ca dumneavoastră să știe că cheia am aruncat-o deja. Domnul Ion, domnul maestru. Da. Deja, după cum am înțeles eu, dumnealui e aici. Adică nici noi dăm drumul să plece, îl ținem aici pe alegeri. Mi-a făcut o mare plăcere, într-adevăr, în seara aceasta să-i cunoaștem mai aproape aici la Ieloveni, că ielovenienii sunt flămânți de artiști. Domnul maestru, să știți aceasta. Ielovenii vă iubesc, ielovenii vă doresc, într-adevăr, sunteți un maestru bun. Domnișoara, într-adevăr, cântecele dumneavoastră au răzbătut în inimile noastre niște cântece frumoase, că, într-adevăr, i-au pus pe gânduri să vă iubim mai mult. Și a spus dumneavoastră că luna martie e luna femeilor, da? Într-adevăr, așa este. Să fiți iubite, să vă iubim, să ne iubiți. Sănătate! Maestru, dumneavoastră, la mulți ani, vă mulțumim frumos, stimați prieteni, până la noi întâlniri, la mulți ani!